to you gangsters. That don't impress me none. Hi, was it the voice? Was it the fire burning in me? Hi, all of the noise turned into choirs of harmony. Left me with the pieces of forever that you broke. But since you left me alone, I've been high. Fraților și mirează la un nou clip de pe acest canal. Eu sunt Mihai Răzvan și astăzi avem o mașină de 16 ani. La avem aici alături pe Răzvan. Salut. Cum te găsim pe Instagram? Răzvan Underline Gorun. Aveți acolo linkul în descriere jos. Deci, să începem. Da. Asta e mașina. E un AXAM GTO din 2018. Motor cu bota de 500, 9 cai putere. Poți să ne arăți motorul? Da. Asta e motorașul. De cât e? De 500? De 500, da. Un motor... de drujba, brac. De drujba. Da. Ce faruri avem? Sunt farurile normale, nu... încă n-am apucat să le schimb, vreau să-i pun farul cu xenon. Lumină caldă, din păcate. Aia, deci e lumina aia. Da. Așa vine aia cu pachetul? Da, asta e un pachet de carbon pe exterior cu lip, praguri, oglinzi și difuzor cu eleron. În interior are pachetul cu scaunele de scoică, centurile și cusăturile albastre. Știu că sunt mai multe, să ți-o customizezi cum vrei. Da, 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 mașina e full în afară de aerul condiționat. Are tot în afară de aerul condiționat. Și cum e? Se simte diferența vara? Da. Sunt zile în care se simte ca lumea diferența. Avem jante mai mari cu garda. Jante pe 16, dacă nu mă înșel. Se închise. Nu, pe 15. Nu, pe 15, da, pe 15 sunt. Aceste praguri. Deci, ăsta nu e carbon. Nu. E doar un plastic. Tot ce se vede ca și cum ar fi carbon pe ea, totul e plastic învelit într-un sticker de carbon. Bun, o să trecem la interior și O să vorbim mai multe acolo. Nu știu ce o să auziți, dar sper să se audă, cred că se aude bine. Am și plecat să vedem cum merge. Are limitare? Da, momentan e limitată la 48 la oră. 48, da. Și urmează după iarna asta, în primăvară să te limitezi și o să ajungă până pe undeva la 80. Probabil e în garanție, nu? Garantie nu mai e la mașină. Mașina e 2018. A avut până în 2020 și s-a dus mașina, n-am luat-o nouă, am luat-o la mâna a doua. Și cât a costat mașina? 10.500 de euro. Am luat-o la 6.500 de kilometri, ceva de genul. Și acum am 10.037. Ieri am făcut 10.000. De când ai permisul? Din luna iunie. Da. Ce vreau să te întreb, eu săptămâna asta mă înscriu și eu la școală. Așa. Mai am o lună până fac 16 ani și am zis să nu mă apuc cu 3 luni, că nu pot să dau sala până nu fac 16 ani. Da, da. Și n-am răbdare să aștept 3 luni și mai bine am uitat și acum mă înscriu că mai am o lună. Mai bine săptămâna așa. Asta. Mai bine așa. Asta am zis și eu. Ce vreau să te întreb, după cât timp te-a programat la traseu? Și asta pentru toți cei care vor să-și mai ia mașini de 16 ani, cel puțin aici în Craiova, unde programările sunt mai de capul lor și te programează după vreo 2 luni jumate. După ce vă programează târziu, ca așa se întâmplă de obicei,
vă duceți și faceți o cerere, cumva că plecați, nu știu, aveți o plecare de urgență undeva și trebuie să dați cât mai repede. Și doamna de acolo, de la sală, unde dați sala, e super de treabă și vă ajută cu orice dacă faceți cerere și vă programează super rapid. Adică eu am fost să dau sala pe 28 aprilie, m-a programat pe undeva prin august. Și imediat cum am făcut cerere și am dus la doamna respectivă, m-au programat în iunie. Pe 16 iunie sau ceva de genul. Deci ce diferență a fost că nu prea am fost? În jur de o lună jumate, două aproape. Oh, e bine. Adică doamna de acolo e spre treabă, vă ajută dacă faceți cerere. Deci tu unde ai făcut, la Udriște, nu? Ba da, la Udriște. Tu ți-au făcut, da, la Udriște. Cu Ionuț. Cu Ionuț, da. Da. Deja știu. Nu l-am văzut niciodată, dar am auzit pe la toți. Super de treabă, Ionuț, se explică și bine. Ce consum are mașina? În jur de 2-3, n-are un consum foarte mare. În carte scrie că fac un full 500 de kilometri, dar nu sunt chiar 500, sunt în jur de vreo 350, cam așa, cel puțin așa am făcut eu. Părerea mea, sinceră, despre mașina asta, e confortabilă. Da, scaunele sunt foarte confortabile, astea spui că e așa curate. Și, sincer, pentru o mașină de 16 mi se pare că trage. Bă, da, adică eu. Și asta e aproape de limitare. O să facem, când o să ajungem în parcare, din nou un 0.40, dacă avem loc. Din câte mi-ai zis tu, te-ai și învârtit cu ea. Da. Deci, aceasta este un motor pe benzină, dacă nu m-am zis. Nu, diesel. Ai diesel? Diesel, da. Se aude prea mișto, zici că e benzinară. Nu, e asta diesel. Chiar o pun pe clip. Deci, este un motor diesel. De câți cai? 9 cai. O, 9 cai? Bine, cai mârțoace. Cai e mult spus. Da, din păcate țin GoPro în mână pentru că nu am... Din păcate filmez cu GoPro în mână pentru că nu am o chestie de asta de pus în parbriz ca să țină GoPro și trebuie să-l țin în mână. Aia nu e problemă, ne descurcăm cu ce avem deocamdată. Sper să vă placă calitatea mai bună, zic eu. Și da, ce poți să ne mai spui despre mașină? Lucruri care îmi plac și nu-mi plac, da. Ce nu-mi place la ea? Asta cu aerul condiționat. Că n-are aer condiționat, deci n-are. La început am zis că nu o să fie o problemă așa mare, că pot să mă descurc, geamul deschise, o să fie tot ok. Dar nu e chiar așa, pentru că sunt zile în care efectiv nu pot. Efectiv a trebuit într-o zi să merg dezbrăcat în mașină ca să nu-mi transpire hainele până am ajuns în oraș, efectiv am mers dezbrăcat. Adevărul e că e și piele și... Da, e piele neagră, interiorul tot negru și se încinge și foarte rău la soare. Da, incidente cu poliția... Până acum m-a oprit de câte două ori poliția, ambele doar controle. În schimb, o singură dată chiar m-am speriat, dar atunci m-am speriat, am zis gata, acum amendă, mi-a permisul, super nasol. Eram mai mulți în convoi și la un scoar din stânga venea poliția și eu n-am văzut că era poliție și se făcea cumva că n-aveam centura, că doar ce mă urcasem în mașină și voiam să-mi iau bun după ce mergeam puțin. Aveam muzica foarte tare în mașină, geamurile deschise, că na, era vară și muream de cald, noapte și... Am văzut că poliția întoarce după noi. Mi-am dat seama de-abia după ce mersesem, cred că vreo 300 de metri, ceva de genul. Am făcut un giratoriu să întoarcem. Am văzut că nu mai era poliția în spatele nostru. Am zis gata, am scăpat. Și cred că după vreo 10 secunde de mers, un echipaj în fața noastră, unul în spate, eram vreo 4 mașini de 16 ani. Ne-a oprit pe toți, ne-a controlat la tot, la acte, și ne-a pus pe fiecare să deschidem portbagajul. Ne-a căutat în mașină, a fost... Așa, să zicem, o mică sperietură, chiar dacă știam că n-am nimic și așa. N-am pățit nimic niciunul, că era tot ok și aia a fost tot. Da. Văd aici că ai navigația cea mică. E navigația cea mică, da, da, da. Și ai zis tu de muzică, am auzit, da, cum se aude. Are, poți să are, pui ceva de, da, la NCS, da, da, sau nu, pune ce vrei tu, că pun doar 10 secunde. Care, sigur, ne luăm. Nu, poți să pui orice, că pune doar 10 secunde. Are sistem audio de 910W. Are două tritere, două boxe în spatele scaunelor și două pe câte una pe fiecare ușă. Imediat. Am ajuns aici în centru. Părerea mea se merită. Ia să stai. Și prioritizez din nou pe bulevard când sistemul nu mai depinde de tine. Deci se aude.
de genial, părerea mea. O să pun doar 10 secunde să ne luăm copyright. Pe asta nu se aude așa de bine. Pe cameră nu cred că se aude. Da, da, da. Și ce mai avem aici? Așa vine ea? Ăsta... Da, da. E pachetul de carbon. Pe e nu doar exterior, e și interior, am uitat să menționez. Cu inserțiile pe volan, tot așa, plastic învelit în carbon, schimbătorul și inserțiile astea decorative roșu, care să se asorteze cu exteriorul. Da. Ți s-a stricat vreodată? Ai avut probleme cu ea? Nu. Singura chestie care încă e și acum și eu să trebuiască să o rezolv neapărat de la întors și așa, sabotul din dreapta de pe spate s-a cam dus. Da. Și trebuie să mă înlocuiesc. De la curbe. Da, de la curbe. Avem niște curbe în Craiova, doar numai la 90 de grade. Și cu frâna de mână. Da, nu, n-ai cum fără frâna de mână, că nu lovești mașina. Deci, fraților, nu uitați de cele mai mișto stickere doar în descriere. Aveți acolo link-ul băieților de la Merch House pe site și Sticker House pe Instagram. Nu uitați să dați acolo o comandă și dacă vă comandați ceva stickere, să dați un tag pe Instagram ca să vă dau un repost și na, să vă mulțumesc. Văd aici că ai o problemă. Lipsește mânerul. Da, mânerul e... Mi-a explicat mie, l-a rupt cineva. Da, prietenul meu s-a apucat și să tragă de anticiera. Cât a costat mânerul? Sau doar ți l-a rupt și îl folosești pe acela? Nu. L-am și pe cel rupt, pentru că a trebuit să-l înlocuiesc. A, deci s-a rupt. Da. Și cât a costat? 250 de lei. Nou? Da. Deci 250 de lei, un mâner nou, nu știu. Și a venit în 2 luni. Trageți și voi concluzia dacă se merită sau nu, sau... Chestie ce mănâncă destul de mult e antigelul. Am observat că mănâncă destul de mult, dar nu e mult, adică o sticluță e în jur de vreo 12 lei și mă ține luni, adică vreo 2-3 luni. Cu frânele încă n-am apucat să le schimb, să văd cam cum e. Ar fi frânele noi? Da. Și cam atât, adică nu are costuri. Parcarea chestii? La parcările deținute de primărie e gratis, la asta de 16 ani, da? Nu se plătește, da, la trebuie toate? Trebuie să ții o hârtie de la primărie pentru chestia asta. Și nu plătești la cele deținute de primărie, de exemplu la aia subterană plătești. La numere, tu ai putut să spui numere negre, gen? Nu, pentru că intră în categoria de vehicul L6E. Și știu că unele pot să... Da, benzinarele, alea intră la L7 sau ceva de genul. Doar benzinarele? Da, doar benzinarele, alea de 21 de cai. Deci mi-a murit speranța să-mi pun numere. E ok și pun numere de asta. Și pe față nu este numărul obligatoriu. Nu, pe față nu e obligatoriu. Ca și la primărie, doar pe spate. Da. Glumim. Și la primărie nu primești doar pe față. Primești un singur număr pe care îl pui pe spate. Și cât te costă matricularea? Plătești mult întreținerea? Mașina e pe numele tău? Nu, e pe numele părinților, pe numele tata. Nu știu exact asta cu primăria, cât a fost înmatricularea și așa. Și nu știi cât plătești impozit, asigurare? Impozitul, nu știu să zic cât e. Oricum, îți dai seama, până la ce motor are de 500, îți dai seama, Da, mă gândesc, fiind de 16 ani, asigurarea... Nu, e la fel cât intră valoarea ei, nu știu exact. Da. Dacă vreți să vedeți filmarea când s-a învârtit cu ea, nu uita să dați un buton. Câte like-uri să strângem, te întreb pe tine? Nu știu, 1000 de like-uri? Hai să strângem 1000 de like-uri dacă reușim. 1000 de like-uri. De obicei, clipurile cu mașini de 16 ani prind. Și acum, cum o să dau și eu,
numai clipuri de 16 ani o să vină și de la școala de șofer, deci hai să strângem 1000 de like-uri. Și așa, acum toată lumea e în căutare de mașini fake, right? Da, am văzut. Deja a devenit o modă. Minim 30 de mașini, da, diferite. Da, într-un an, doi. Ce vreau să întreb eu, ăsta e microfon? Da, are Bluetooth mașina și pot să vorbesc la telefon ca să nu mai stau cu telefonul. Deci avem geamuri electrice. Da. Încălzirea suplimentară. Bastu. Cam asta a fost clipul de astăzi, băieți, sper să vă placă. După cum a zis și Răzvan, să strângem și noi 1000 de like-uri. 1000 de like-uri încercăm. Da? Ca să mai filmăm clipuri cu el, dacă mai vrea, o să mai modifici ceva la ea, asta nu te-a întrebat. Vreau să delimitez. Deci delimitarea? Da. Farurile cu xenon. Deci farul se. Da, și mă gândeam, asta nu știu sigur dacă o să-i fac, folii pe geamuri. Omologate. Da, omologate. Omologate. Da. Cam acesta a fost clipul de astăzi. Vă mulțumesc pentru vizionare, cine a ajuns aici.